Nu cred că va fi posibil să fac acest clip. Sunt atacată. Practic, sunt atacată de pisici. Măi! Acest clip va fi un MTIS. Un MTIS cu pisici. Hai, dă-te jos, hai! Totuși încercăm. Hai! Încercăm să facem un emptis cu pisici. De ce nu? Bine, hai. Hai că te las să pleci, te las. Acum mai avem pe ăsta lui care dă turcoale pe aici. După cum vă spuneam, vreau să vă prezint un emptis. De data aceasta nu mai am o grămadă de produse. De data aceasta am strâns în aceeași punguliță la primor în care am strâns data trecută, dar este jumătate punga. Nu mai am de gând să stau să strâng, să strâng, să strâng, ca pe urmă să fac un clip de 20 de minute sau chiar 30 de minute. Să vă prezint ce am în timp ce pisicile au mers să joace. Am scăpat de ele. Să vă prezint ce produse am terminat eu în ultima perioadă. Am o grămadă de geluri de duș, e normal. Am acest gel de duș de la DAF cu castravete, care mă încântă. Mă încântă, sincer, chiar îmi place și gelul de duș, îmi place și deodorantul și îmi place și săpunul. Măi, filmezi! Ia, vrei gelul meu de duș ca să te joci cu el? O să-l ia, îl pun aici și o să vină una dintre pisici să-mi ia gelul de duș. Așa, după cum vă spuneam, geluri de duș. Am terminat acest gel de duș cu mango. E de la Naturalium. Sincer, mi s-a părut chiar interesant această marcă. Am văzut că este și în România și miros foarte, foarte bine. Chiar am fost uimită de cât de bine miros aceste geluri de duș. Mi-a plăcut mult de tot și sunt puțin scumpe, adică, na, fiind o marcă care eu nu o cunosc, mi se par scumpe. Hai, ia gelul meu de duș. Scuzați gălăgia care este pe fundal, dar sunt pisici. Alt gel de duș. Nu, ba da. E gel de duș. Gel de duș de la Coreș. Ce vrei, măi? Ce miros, ce? Gel de duș. Deci dacă te urci pe mine agățându-te de pantalonii mei, avem o problemă. Hai, jos! Oare de ce am ales astăzi să filmez cu pisici? Zic să fie mai interesant să le țin și lor companie. Gel de duș de la Cores. Îmi plac foarte mult aceste geluri de duș. Sincer, chiar au un preț de 11 euro gelul de duș. Wow! Sunt foarte scumpe. Nu vrea să focalizeze telefonul meu. Dar sunt foarte bune. 91% sunt naturale și chiar te ține un gel de duș de la Cores. Chiar te ține, pentru că are așa o compoziție chiar foarte densă și sunt chiar foarte ok. E episodul de MTIS a gelurilor de duș. Al gel de duș de la Nivea cu cocos. Miroase chiar foarte bine și uite că mie nu, mă repet, nu-mi plac mirosurile de cocos. Depinde în ce produse, dar încep cât de cât să-mi placă. Avem un safir. Gelul de duș, hai, gelul de duș. De ce am atâtea geluri de duș? Am avut o grămadă de geluri de duș jumătăți sau ia atâtica. Și am zis, măi, trebuie să le consum, nu? Adică stau și amontonez. E Stau spaniol. și tot adun geluri de duș așa pe terminate și numai nu le termin. Am zis, le termin, fac un empty și le arunc. Așa că alt gel de duș de la Sensi, gelul ăsta e duș e cu vanilie și habar n-am ce. Flor de santal. Nu știam. Și miroase chiar foarte bine. Mie, când mă spăl cu gelul ăsta de duș, îmi amintesc de vremea când eram în țară, înainte să vin în Spania. Mă spălam doar cu gelul ăsta de duș și mi-a ținut aminte de casă. Alt gel de duș de la Palmolive, de data asta, cu ulei de măsline, mă rog, cu măsline. E singurul produs cu măsline care pot să zic că am suportat mirosul lui pentru faptul că nu suport mirosurile, tot și cu măsline, ulei de măsline. Practic încerc să nu cumpăr produse genul. Produsul ăsta cred că l-am primit într-un swap, nu l-am cumpărat și a fost ok mirosul lui. Am terminat cu gelurile de duș. Alt mini parfum de ăsta de geantă de la Today. Altă pastă de dinți de la Oral-B, cum vă spuneam în
episodul trecut Dentis. Chiar folosesc această pastă de dinți, chiar ne place mult și o folosim. Ce-am mai terminat? Am terminat un deodorant Aqua și vreau să vă spun că decât după vreo o săptămână ce am început să folosesc acest deodorant, mi-am dat seama că este de bărbați, dar miroase bine și e ok. Eu sunt fan produselor Avon de deodorante și spray-uri și chestii genul. Și am mai terminat tot de la Avon un tuș lichid. Dacă vrea, focalizează, dacă nu, nu. Care, la fel, de fiecare dată când mi se termină, spun mamei mele să mi-l recumpere și să mi-l trimită. Măi, terminați cu șoricelul ăla. E teroare ce-am aici, deci nu am cu cine. Îmi place mult tușul ăsta de ochi, chiar dacă pot să zic că se termină repede. Și, dacă nu mă înșel, ultimul produs care l-am terminat este acest săpun. Este de la Premier. Este un săpun din pământ. Din noroi. Da, este un săpun din noroi. Iar la fel cu produse făcute din Marea Moartă. Și este săpunul ăsta de aici de jos. Merge foarte bine pentru coșuri. Cum eu am tenul gras, îmi usucă tenul. Chiar merge foarte bine. Și o să-l recumpăr. Costă o grămadă de bani. Costă undeva la 25 de euro săpunul ăsta. Dacă e mai multe produse, îți lasă undeva la 50 euro din prețul fiecărui produs. Mi-a luat o grămadă și mi-a ieșit chiar la un preț foarte bun. Și pot să zic că nu pare rău că am cumpărat acest săpun. Și ultimul produs din produsele mele terminate. Hai încoace, hai! Că vrei să mi le împingi. Deci stă să mi împingă lucrurile jos. Hai, uite aici. Hai. Așa. Cam atât. Acestea au fost produsele mele terminate și am să încerc să fac clipuri scurte, am să încerc să nu adun atâtea produse încât să stau să prezint jumătate de oră sau oră toate produsele mele terminate. Care e problema ta, măi? Măi, urâtule, măi. Ești urât și ești murdar la ochi. Așa, te-am curățat. Noi vă spunem adios, adios. Nu vrea. E singurul pisic care nu-i drăgăstos. Ceilalți doi vin și se drăgăstesc pe lângă mine și mă lasă să-i ating. Ăsta nu. Pleacă. Hai. A plecat. Cam atât. Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele mele de socializare, care le aveți în descriere. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Sunt curioasă dacă ați încercat produsele care le-am încercat eu și dacă aveți aceeași părere. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.